De tot, în toate partidele politice. Cristian Diaconescu este unul dintre aceștia, a fost la PSD, a fost la UNPR, dar asta nu este o vină. Deci nu mi-am amintit să-i fi reproșat. Cât privește candidatura lui Cristian Diaconescu pentru Partidul Mișcarea Populară, a venit cumva propunerea pe care am făcut-o, a venit cumva fără să creeze mari surprize în interiorul partidului, pentru că totuși fusese consilierul lui Traian Băsescu în ultimii natural, ani. Spune. Nu neapărat natural, vedeți că am ezitat să spun natural, dar nu a creat mari surprize în partid, pentru că fusese consilierul lui Traian Băsescu în ultimii ani, cel puțin, cât a fost consilier, susținuse cauzele președintelui, fusese alături și atunci a fost considerat unul dintre cei care a fost fondatorul Fundației Mișcarea Populară. Correct. Și atunci a fost considerat un om care poate să fie în proiectul președintelui Traian Băsescu. Ca urmare, atunci când eu l-am propus candidatul Partidului Mișcarea Populară în 7 iunie, pentru partid și pentru susținătorii președintelui și ai Partidului Mișcarea Populară, nu a fost o mare surpriză. Președintele Traian Băsescu, mică paranteză, a avut un cuvânt de spus în această nominalizare a domnului Cristian Diaconescu? Am discutat personal, nu și domnul Cristian Diaconescu, dar personal, înainte de nominalizare, înainte de propunerea pe care am făcut-o, am discutat cu domnul președinte, pentru că fusese consilierul dânsului și, evident, fiind candidatul Partidului Mișcarea Populară, aș fi vrut să știu dacă este privită această posibilă candidatură în mod pozitiv. Deci am discutat lucrul acesta și a agreat propunerea pe care eu am făcut-o partidului. Au trecut două luni Vreau să insist un pic pe acest moment, iertați-mă. V-ați gândit și câțiva pași înainte? Ce se poate întâmpla? Îl veți sprijini până la capăt? Notorietatea domnului Cristian Diaconescu nu este cea a unui, nu știu, politician cum e Crin Antonescu sau chiar Elena Udrea. Adică știați că aveți niște dificultăți sau că veți întâmpina niște dificultăți? Le-ați luat în calcul sau a fost mai degrabă de la început că sunt un candidat o decizie mai bun de moment? Ați știut de la început că sunteți un candidat mai bun. Și atunci de ce de la început că sunt un ați candidat preferat mai bun varianta decât Cristian Ponta? Diaconescu? Pentru că în contextul alegerilor de la europarlamentare și cu toată tot zumzetul acela care s-a generat ulterior din partea unor oameni care nu erau nici susținătorii partidului, nici susținătorii mei, dar care au găsit de cuvință să atace Partidul Mișcarea Populară la și în special pe mine. Da. Adrian Papahagi sau cine? De exemplu. Oameni din toate, nu neapărat din partid, cât oameni care își exprimă opinia în mod public. Adică spuneți că v-au afectat criticile publice și ați făcut un pas înapoi? Asta îmi spuneți? Nu am vrut să, în acel moment, am vrut să dau partidului o altă variantă de președinte care să nu genereze atâta presiune asupra Partidului Mișcarea Populară. Dar pot să înțeleg că nu erați împăcată cu ideea. Nu, eu am fost foarte împăcată cu ideea, știam că sunt un candidat mai bun, ca dovadă ceea ce se întâmplă astăzi. Însă am ales această o variantă pentru că era un om care se potrivea partidului, așa. Nu puteam să vin cu varianta, nu știu, Iohannis, spre exemplu. Și nu era în Mișcarea Populară. Nu, nici domnul Diaconescu nu era. În Fundația Mișcarea Populară. Da. Era un candidat care lucrase cu președintele și cel puțin în ultimii ani putea fi asociat cu proiectele președintelui și doi, venea din fundație, avea o imagine pozitivă, nu o notorietate mare, însă o imagine pozitivă. Bun. Și am gândit că avem posibilitatea, lucrând împreună cu dânsul, să îi creștem notorietatea, să îi creștem popularitatea, da, în așa fel încât să obținem la europarlament, la prezidențiale un scor mai bun decât la europarlamentare. Bun. Ce s-a întâmplat după, în următoarea lună, să spunem? Au apărut apoi acele acuze din partea unor membri ai Partidului Mișcarea Populară? Nu au fost neapărat acuze, au fost niște constatări, poate că așa au părut, dar nu a fost. Au fost analize în interiorul partidului, eu toată vara am lucrat, eu sunt președintele Partidului Mișcarea Populară, este responsabilitatea mea ce se întâmplă cu acest partid. Ce spuneau acele analize? Nu analize, cât mersul în teritoriu. Am mers așa foarte mult în teritoriu, ne-am întâlnit cu oamenii, cu organizațiile. Au apărut discuții legate de lipsa de mobilizare a partidului pentru candidat. Adică, mai exact? Adică oamenii, știți cum, ca să vă dau un exemplu, cum nu se mobilizează pedeliștii pentru Iohannis. Cam așa a fost și la noi. Sau chiar peneliștii. Deci, cei de la Mișcarea Populară nu au simțit candidatul. Adică membrii din teritoriu, asta îmi spuneți, din organizațiile din teritoriu. Da.
Nu se simțeau legați de candidat. Mai la jumătate. Nu aveau încredere că putem scoate un scor bun. Nu simțeau candidatul foarte bine. Cu mine făcuseră o campanie. Mulți mă cunoșteau dinainte din Partidul Democrat Liberal. Și atunci au apărut aceste discuții care, mă rog, au fost ele un pic mai accentuat așa când a venit vorba de semnături, dar evident că partidul putea să strângă semnături, doar că atunci s-a declanșat dezbaterea în interiorul partidului legată de faptul că partidul nu se mobilizează atât de bine cu candidatul pe care îl aveam. Și de la momentul acela încolo, cunoaște ce s-a întâmplat, totul s-a derulat foarte repede. Răutăcios, proces de intenție, scenariu. Unii ar putea spune că poate i-ați stimulat dumneavoastră pe unii membri de partid să aibă o problemă cu Cristian Diaconescu. Ce ați răspunde la asta? Exclus. Dimpotrivă, atitudinea mea a fost permanent față de partid, aceea de a-le cere colegilor să-l susțină pe Cristi Diaconescu, să susțină candidatul. Eu însă am mers cu candidatul în teritoriu de câteva ori, atunci când și candidatul a putut să meargă. Niciodată. Deci nu se pune problema, pentru că era în joc soarta partidului meu. Evident că mi-aș fi dorit un candidat și îmi doresc și acum. Acum doresc candidatul chiar să câștige președinția și cred că o voi câștiga. Dar îmi doream un scor cât mai bun pentru acest partid, pentru că eu știam că în noiembrie, indiferent cine candidează, dacă iese bine, e meritul altora, dacă iese rău, este vina Elenei Udrea. Am mai pățit asta în 2012 la primăria capitalei. Și atunci, evident că ceea ce eu eram obligată să fac și ce mi-am dorit foarte mult să fac era să pot să cresc candidatul și să obținem un scor foarte bun cu acest candidat. Cum explicați apariția acelui argument care multora li s-a părut superficial? Semnarea listei de a fost o formă suspendare de a spune, în 2007. Scuze. Despre asta vorbesc. Da? A apărut acel argument. Dom'le, ne-am dat seama că Cristian Diaconescu a semnat acea listă de suspendare. A fost și acesta un subiect. De unde a apărut acel... Dacă adevărat că eu nu-l invoc, mi-aș ieși din minte. A apărut în ședințele noastre de la presă. Eu personal n-am făcut legătura. Dacă m-aș fi gândit, probabil că aș fi întrebat și aș fi aflat că domnul Diaconescu, la vremea aia fiind în PSD, a semnat acele liste și a votat împotriva președintelui. Ce vreau să vă întreb însă, ei nu cumva considerați că acel argument, care poate era util pentru a-l scoate pe Cristian Diaconescu din cursă, vă făcea rău ca partid? Dar nu a fost folosit argumentul. Cred că mai mult în presă a apărut. Deci în partid, singurul ca dovadă, că nici măcar nu l-am invocat. Argumentul care a contat și care a fost scânteia care a prins dezbaterea a fost lipsa de mobilizare a partidului. Adică mergeam în teritoriu și oamenii spuneau, nu se poate, faceți ceva, oamenii nu mai au încredere, își caută alt proiect, nu cred în proiectul ăsta, o să ne facem praf. Astea erau lucrurile care se spuneau. Așa. Deci, și de la aceste discuții s-a ajuns la o discuție în biroul partidului, în cenul partidului, în care am convenit să chemăm toți liderii de organizații din teritoriu și să decidem ce facem mai departe. Variantele fiind, desigur, să ținem candidatul, să menținem candidatul sau să îl schimbăm. Pot să vă întreb, de ce, nu știu cine n-a avut înțelepciunea asta? Habar n-am dacă dumneavoastră, dacă domnul Cristian Diaconescu, dacă partidul. De ce n-a existat înțelepciunea ca să luați atunci decizia pe care ați luat-o astăzi? Când atunci? Când a avut loc acea ședință a cenului. Păi nu era de față domn Diaconescu. În momentul acela era într-o zi de luni, dânsul era plecat, s-a întors marți. Și oricum cu zi înainte luase decizia să candideze independent. Nu, e înainte de decizia dânsului. Așa. Ne-am întâlnit miercuri cu domnul Diaconescu, am convenit să facem o ședință marța următoare, adică marța trecută, în care să decidem lucrurile acestea, iar dânsul luni a anunțat că va candida independent. Deci după discuția de miercuri, luni a anunțat că va merge independent. Așa, asta a fost cursul lucrurilor. Eu nu aș face mare caz. Toate partidele și-au schimbat candidații. Mă aștept să schimbe și ACL-ul din nou candidatul, având în vedere cât de prost se mobilizează partidele în spatele domnului Iohannis și cât de greu merge candidatul care, mă rog, deci se pare povestea aceasta s-a încheiat a lui Cristian Diaconescu astăzi oficial? Da. Vă susține, a renunțat la candidatură? Eu n-am avut niciodată un conflict cu Cristian Diaconescu. Partidul a luat această decizie, dânsul a plecat înainte cu o zi. Bun, am convenit, am stat de vorba astăzi, a fost inițiativa domnului Diaconescu și am convenit că este și păcat și este și riscant să împărțim voturile celor care ar merge alături de proiectul Mișcării Populare.
așa cum s-a format el, întâi componenta fundației și apoi brațul politic. Și domnul Diaconescu și eu, chiar dacă ne adresăm unor electorate și diferite, avem și electorate diferite, avem cu siguranță și un segment comun de electorat, pentru că amândoi spunem că vom duce mai departe proiectele începute de Traian Băsescu și care trebuie continuate. Reformele importante, independența justiției, nevoia de a consolida un stat de drept. Deci și unul și altul spunem același lucru. Suntem doi candidați care măcar pe un segment, ne adresăm aceleași electorat. Ar fi fost păcat să dăm un semnal către acest electorat că din orgolii sau... Bun. Mergem separat și nu mergem împreună.